Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi pe toți. Amin. Biserica Domnului, urmează să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cel veșnic și puternic, care ne-a mântuit și care ne întărește în credința noastră. Și pentru că vreau să citesc din Biblie, din 2 Petru capitolul 3, vreau să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu, motiv pentru care vă rog frumos să vă ridicați în picioare. 2 Petru capitolul 3. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți stăria. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile. Îmi cer scuze pentru zgomotele neprogramate. Sunt bucuros să vă revăd. Trebuie să vă aduc aminte că sunteți ca niște îngeri ai Domnului. Știți unde sunt milioanele de oameni care trăiesc aici în zona asta? Unii sunt la lac, alții sunt la ștranduri, la pooluri, alții sunt pe la restaurante, alții prin parcuri, fiecare pe unde a nimerit. Hristos este în centrul universului, centralitatea Lui nu poate fi desființată. De aceea oamenii sunt împărțiți între ei și noi. În seara aceasta vreau să predic despre ei și noi. Noi nu suntem împărțiți în ei și noi din punct de vedere politic. Noi nu suntem împărțiți între ei și noi din punct de vedere sportiv. Apropo, că acum e mare vervă cu jocurile astea cu mingea. Noi nu suntem împărțiți între ei și voi din punct de vedere al vârstei. Noi suntem împărțiți între ei și noi din punct de vedere al lui Iisus Hristos. Pentru că ei nu sunt cu Iisus Hristos, nu îi interesează de El, nu cred în El, nu-L respectă, nu consideră existența Lui și nici voia Lui, nu-L urmează și nu au nicio legătură cu El. De aceea ei sunt diferiți de noi.
Sunt diferiți de noi, fiindcă noi îl prețuim pe El, fiindcă noi îl respectăm pe El, fiindcă noi citim cartea Lui și credem tot ce scrie în ea, indiferent cine contestă scrierile ei, fiindcă noi am experimentat prietenia cu El, mântuirea Lui prin jertfa pe care ne-a oferit-o. Noi suntem diferiți de ei, nu pentru că suntem superiori, noi suntem ca ei, dar credința pe care noi o avem ne transformă în oameni diferiți de ei, separați de ei, deși nu suntem izolați de ei. Facem cumpărături de la aceleași magazine, călătorim pe aceleași străzi, dar noi suntem diferiți de ei pentru că El stă între noi și ei. El este în centru, El este centralitatea acestui univers și tot ce este dincolo de El se numește ei. În textul acesta, Biblia spune ei, însă ce este dincoace de El se numește noi. Noi suntem mântuiți, ei nu, dar asta nu pentru că noi merităm să fim mântuiți, ci pentru că noi am acceptat mântuirea în dar. Ei nu sunt mântuiți nu pentru că nu merită, ci pentru că ei nu vor să devină mântuiți. Ei au aceleași drepturi ca și noi, dar ei nu vor. Ei râd de mântuire. Ei subapreciază mântuirea. Ei mai mult preț dau pe o pâine sau pe un sandwich decât pe mântuirea lui Iisus Hristos. De aceea ei singuri se așează dincolo de El, adică nicăieri. De aceea ei fac parte din categoria ei, oameni care îl blasfemiază, oameni care țin la religia lor, dar îl ignoră pe El, El centralitatea universului, El cel cu mâinile străpunse, El Domnul lăcrimat, El Domnul însângerat, El nu are loc în inima lor, El nu poate să intre în casele lor, El nu are acces la banii lor, la timpul lor. Ei sunt ei, ei sunt dincolo de El, ei sunt o categorie de oameni izolată de El, de noi sunt separați, dar de El sunt izolați. De noi sunt separați pentru că trăim împreună în același cartier, în aceleași suburbii, dar de El sunt izolați, n-au nicio legătură cu El. Ei îl desfințează prin necredința lor pentru ei, de aceea ei sunt ei. Ei sunt o categorie de oameni care au declarat război Lui și ne-au declarat război nouă. Ei pe noi ne subapreciază. Ei sunt musulmanii, ei sunt hindușii, ei sunt budiștii, ei sunt confucialiștii, ei sunt ateii, ei sunt agnosticii, ei sunt evoluționiștii, ei sunt oameni care spun că ei sunt Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu există. Noi suntem ca ei, din toate punctele de vedere, excepție faptul că noi ne-am dat viața Lui, prin sângele Său ne-a iertat rușinea și păcatele, ne-a luat dintre ei și ne-a transformat în poporul Lui, separați de ei, devenind noi, pe noi ne-a născut din nou prin puterea Sa, prin puterea Cuvântului și a Duhului, noi ne-a încredințat misiunea acestei lumi. E treaba noastră. N-am face lucrul ăsta că suntem destul de stresați și de obosiți. Ne sufocă datoriile la bănci pentru că am vrut o viață confortabilă. Și plătim cu multă trudă și economie mașinile, casele și bunăstarea de care avem parte. Dar nu putem să nu ne ducem, pentru că ne este rușine de El. Ne vom duce. O să ne ducem în numele Lui. O să facem donații în numele Lui. O să ne ducem pentru că ăsta este proiectul Lui. Pentru proiectul ăsta El a murit. Nu-i proiectul unui om, este proiectul Domnului nostru. Cine să-L continue dacă nu robii Lui și dacă nu copiii Lui? Cine să se ostenească? Noi ne ostenim mult pentru casele noastre, dar avem o parte din noi pe care o dedicăm Lui. Resurse, bani, timp și adorarea noastră deplină. Ei îl ignoră, îl detestă, îl batjocoresc.
îl disprețuiesc și nu dau nimic pe el. Noi am fost ca ei, dar acum suntem diferiți, pentru că ne-am deschis inima la chemarea lui și am acceptat mântuirea sa. Astăzi, el este în sufletul nostru. Sufletul nostru este încurajat de prezența lui, pentru că odată cu el a adus cerul. Odată cu el ne-a iertat de toate păcatele, atât de multă rușine este în trecutul meu. Ce bine este că a organizat un plan să șteargă rușinea aceasta de care mă simt așa de vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am trăit înainte să-l cunosc. Dar noi suntem poporul lui, nu pentru că suntem meritoși sau superiori, niciun fel nu suntem superiori. Noi suntem noi prin el, iar ei sunt ei în absența lui. Ceea ce pe noi ne face diferiți de ei nu este superioritatea noastră, ci este el. El stă între două lumi, în lumea noastră și în lumea lor. Între lumea noastră și lumea lor există diferențe de valori, există diferențe de priorități, există diferențe de convingeri. Noi nu avem nimic în comun cu ei decât în aspectul profesional. Uneori muncim în același loc. În aspectul social folosim aceleași șosele, aceleași magazine. Folosim aceleași zone să trăim. Dar când vine vorba de aspectul spiritual, noi nu avem nicio legătură cu ei. Când vine vorba de aspectul moral, noi nu avem nicio legătură cu ei. Oamenii ne numesc rămași în urmă pentru că vrem să-i semănăm lui. Vrem să fim ca el, vrem să fim smeriți, umili, modești, simpli și decenți. Nu vrem să fim mândri și aroganți, chiar dacă am avea cu ce să ne lăudăm și cu ce să ieșim în față. Nu facem caz dacă unii dintre noi au bani mulți, nici dacă unii dintre noi au școli înalte, nici dacă unii dintre noi au daruri care îi pun în evidență, nici dacă unii dintre noi au poziții și privilegii. Noi toate aceste lucruri le primim ca niște administratori și știm că El ni le dă nu pentru că le merităm și vrea să le folosim pentru onoarea Lui și pentru împlinirea intereselor din împărăția Lui. Astea nu ne fac pe noi mai importanți decât semenii noștri, dimpotrivă, ne fac pe noi mai responsabili de chemarea pe care ne-a făcut-o El. Noi nu ne putem permite să fim aroganți, chiar dacă am avea motive din anumite puncte de vedere care ne dau o notă de superioritate față de cineva. Noi dimpotrivă vrem să ne facem mici, nu mari. Scopul nostru este El să crească, nu noi. Noi nu avem cu ce să ne afișăm. El este mândria noastră, El e bucuria noastră, El e fala noastră. Am avut 21 de ani viața mea în mâinile mele, înainte ca să îmi convertesc viața. Și partea aceea din viață este de-a dreptul urâtă. Și mulți de aici puteți spune același lucru. Alții ați avut onoarea să vă nașteți în familie de oameni credincioși și ați fost păziți prin mediul de hrănire în care ați copilărit de lumea asta destrăbălată cu care eu personal m-am confruntat din cea mai fragedă copilăria mea. Noi suntem noi datorită Lui. Dacă El n-ar fi, am fi ca ei în ceea ce privește perspectiva, în ceea ce privește viitorul, în ceea ce privește locul unde ne vom petrece veșnicia, în ceea ce privește poziția din ziua judecății. Prin El vom fi martori, nu acuzați, pentru că El s-a așezat sub acuzațiile noastre și a fost răstignit. I-a curs sânge peste tot. Toți l-au lovit, l-au pălmuit, au râs de El și El a suportat toată asta ca pe noi să ne ia dintre ei și să ne facă separați. Este pentru noi o misiune supremă, cardinală, să ne păstrăm poziția aceasta și să nu mergem din nou în groapa murdară a impurității din care ne-a scos El. Noi suntem noi, noi nu mai suntem ai noștri, ei sunt ai lor, noi suntem ai Lui, noi trăim pentru El, resursele noastre le dedicăm Lui. Cei mai mulți dintre noi n-avem bani mulți, iar cei care par că au bani mulți nu au așa de mulți. Dar atâta cât avem, vrem o parte din ei să punem pentru El. Nu ni se pare că e o risipă, n-am nevoie să vă rugați de mine să fac asta. E o cinste să fac asta. Simt că este mulțumescul meu pentru El.
Mi-ar fi rușine să nu fac lucrul ăsta. Oricum îmi este rușine că au fost ani în care n-am făcut asta și n-am făcut atât cât puteam. Dar mai am de recuperat, dacă astăzi sunt în viață, vreau să învăț lecția și să nu mai fiu un lacom, un mândru. Nu vreau să opresc nimic din ce există bun în mine, ci vreau toată onoarea să o ia El. Toată gloria să fie dedicată Lui și tot ce poate să facă poporul acesta să fie pentru numele Lui care să strălucească. Noi suntem noi, ei sunt ei, dar între noi și ei nu există o superioritate omenească. Noi suntem absolutamente ca ei, dar suntem diferiți datorită Lui care stă între noi și El, între noi și ei. Astă seară vreau să predic despre ei și noi. Întotdeauna au fost pe pământ ei și noi. Întotdeauna au fost pe pământ oameni mântuiți și nemântuiți. Întotdeauna au fost oameni în curtea lui Dumnezeu și oameni dincolo de gardul curții lui Dumnezeu. Întotdeauna au fost oameni buni și oameni răi. Întotdeauna au fost oameni disciplinați și oameni indisciplinați. Întotdeauna au fost oameni care au trăit pentru El și oameni care au trăit pentru ei. Ce bine este faptul că noi am acceptat să nu mai fim dintre ei dușmanii lui Dumnezeu, dușmanii lui Iisus Hristos mai concret și a Evangheliei sale, ci să intrăm în poporul lui Dumnezeu, în grupul celor care sunt ai Lui, de aceea sunt diferiți de ceilalți. Cele două categorii de oameni pe care le întâlnim în 2 Petru capitolul 3 sunt ei. Biblia ne spune în versetul 3, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și ei, aceștia, vor zice, vor face tot ce zic ei e disprețuitor, e arogant, este blasfemiator. A doua categorie de oameni suntem noi, dar noi, după făgăduința Lui, noi suntem în relație cu El. Noi suntem în prietenie cu El, noi suntem în aceeași casă cu El. Noi mergem în aceeași direcție, am intrat pe expres și mergem în aceeași direcție, curgem în direcția veșniciei împreună cu El. Ne-am alipit, ne-am atașat, ne-am conectat cu El. Noi suntem din grupul acesta, ceilalți vin în sens invers. Ei se duc de unde venim noi, din păcatele din care noi ieșim, am ieșit, ei merg acolo, beau păcatul ca pe apă, nu se rușinează de Dumnezeu, nu se tem de judecată, nu respectă Evanghelia, nu o citesc. Nu le pasă de biserică, n-au nicio idee despre împărăția lui Dumnezeu. Nu vor să-și cheltuiască nimic pentru împărăție. Beau cafea de 4-5 dolari pe zi, cel puțin una, dar nu vor să dea 4 dolari la biserică. Consideră că această donație la biserică e o pierdere, știți de ce? Pentru că biserica pentru ei este o clădire părăsită. Ei nu văd în biserică strălucirea slavei lui Dumnezeu. Nu văd în biserică crucea pe care a suferit El. Nu văd în biserică cartea pe care a trimis-o El. Nu văd în biserică iminența venirii Lui. Iminență înseamnă acum, acum vine. Nu văd în biserică faptul că El se va întoarce și slava Lui îi va cuprinde pe aceștia care sunt noi. Poporul Domnului, aș vrea să spun câteva caracteristici despre ei. Și dacă în seara asta te regăsești într-una dintre ele, să te rușinezi de moarte, să te pocăiești și să fugi să iasă praf. Trebuie neapărat să te regăsești în caracteristicile celei de-a doua categorie, unde sunt noi, cei care-s de partea Lui. Cine sunt ei? Ei sunt orice fel de oameni. Biblia îi caracterizează în multe feluri, de aceea eu spun că ei sunt orice fel de oameni. În general, sunt oameni nelegiuiți. Ei respectă legile circulației, ei respectă legile sociale, dar nu respectă legile divine, pentru că nu-i amendează nimeni acum. Ei tot ce fac, fac siliți. Ei tot ce fac, fac obligați. Și dacă polițiștii și-ar lăsa pistolul acasă, i-ar bate pe polițiști. Dar polițiștii se arată superiori pentru că au arme și pentru că au autoritate care se manifestă prin tehnologia lor.
Dumnezeu nu are pistol și nici pastorii și predicatorii. Dumnezeu a avut doar un fiu și pur și simplu l-a împins pe cruce ca să moară în locul celor care trebuiau să moară. Dar prin moartea lor ei să nu mai moară și ei să nu mai fie ei și să devină noi. Ce poveste frumoasă! Ce realitate glorioasă! Ce lucrare măreață a lui Dumnezeu! Cu noi care am fost cândva ei și cu ei care au rămas ei, pentru că așa vor. Dumnezeu îi cheamă cum ne-a chemat pe noi. Nu există predestinație în ceea ce privește mântuirea. Există o alegere a individului cu privire la o ofertă universală. Există predestinație cu privire la chemarea în slujire, care slujire trebuie făcută în contextul darurilor pe care le dă Dumnezeu. Dar în privința mântuirii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu există oameni dincolo de lume, nimeni nu trăiește pe Marte, pe Venus, pe Neptun sau pe Saturn. Noi toți trăim aici, în această lume, numită planeta Pământ. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu o parte din ea, lumea, pe toți oamenii, toți oamenii schemați, dar unii întorc spatele. Și noi întoarcem spatele, dar nu lui Dumnezeu, ci diavolului. Nu la neprihănire, puritate și sfințenie, ci la fără de lege. Oamenii aceștia sunt oameni fără lege. Ei se opresc la roșu, dar se opresc de frica amenzii. Însă nu se opresc la roșu pentru păcat, pentru că ei nu cred în autoritatea lui Dumnezeu și în persoana lui Dumnezeu. Ei sunt fără lege în ceea ce privește păcatul. Ei fac păcat pentru că ei nu cred că vor fi pedepsiți pentru asta. De aceea se numesc necredincioși și ei se numesc nelegiuiți că nu respectă legea lui Dumnezeu. Ei sunt fără lege. Cum îi califică Biblia? Ei batjocoresc. Înainte de toate să știți că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori. Ascultați-mă noi să nu batjocoriți niciodată pe nimeni și pentru niciun motiv. Nu aveți voie să vă mândriți, să fiți aroganți, blasfemiatori, să vă concentrați pe defectele cuiva, să batjocoriți pe cineva. Nu batjocoriți pe văduvă, nu batjocoriți pe orfan, nu batjocoriți persoanele cu handicap, nu batjocoriți săracii, nu batjocoriți pe cei loviți de necazuri și de suferință. Nu batjocoriți pe nimeni. Nu avem voie să batjocorim pentru simplu motiv că facem parte din biserica numită noi, poporul lui Dumnezeu. Dacă batjocoriți, să știți că nu sunteți noi, sunteți ei. Aveți impresia că sunteți dintre noi. Apoi Biblia spune, ei sunt conduși de pofte, vor trăi în poftele lor. Poporul Domnului, nu dați curs poftelor. Dacă simțiți să vă faceți rochia mai scurtă, simțiți asta în inimă, să nu faceți. E o poftă. Dacă simțiți să consumați alcool și droguri, opriți-vă să nu faceți asta. E o poftă. Dacă vi se face poftă de mâncare, puteți să mâncați liniștiți, că asta nu este poftă firească, e poftă omenească. Poftă de somn, poftă de mâncare și poftă de muncă, poftă de căsătorie. Astea sunt lucruri omenești și sunt lucruri duhovnicești. Poftă să cânți, să predici, poftă să mergi în misiune, să faci donații, poftă să postești, poftă să te rogi, poftă să ierți, poftă să iubești. Astea sunt lucruri duhovnicești, dar poftele firești, să vă opriți, să vă opriți, să ne oprim. Nu dați curs poftelor, să nu dați curs, să nu dăm curs. Ești hotărât să faci asta, ești de acord? Sigur că ești de acord, amândoi suntem de acord, pentru că noi facem parte din poporul lui. Noi nu suntem caracterizați de robiți de poftă, ci de independenți de poftă. Noi nu reacționăm, ci noi acționăm. Nu poftele hotărăsc ce bem noi, noi hotărâm ce bem noi. Nu pofta hotărăște dacă ne enervăm și facem un circ după care ne pare rău și îl repetăm mâine. Nu! Noi hotărâm, noi nu facem lucrurile astea. Iar dacă vreodată ni se întâmplă într-un moment de slăbiciune, de neatenție, apoi ni se face așa de rușine de ne vine să intrăm în pământ. Amin? Amin? Ori nu e așa, ori
Fraților, nu trebuie să ne găsim plăcerea și repetativitatea în poftă. Nu! Noi nu suntem niște oameni religioși care am venit să participăm la o slujbă. Noi am venit la o întâlnire. La o întâlnire cu El. Noi nu mai suntem noi dacă nu ne întâlnim cu El. Noi ne transformăm în ei. Ceea ce ne dă dreptul să facem parte din noi e faptul că ne întâlnim cu El, e faptul că îl urmăm pe El, e faptul că îl iubim pe El, e faptul că îl urmăm pe El și îl slujim pe El. Noi nu mai suntem noi dacă devenim independenți de El. Independența ne transformă în ei. Ei sunt oameni care descurajează. Pe cine ne descurajează? Pe noi. Oamenii aceștia lucrează cu noi, trăiesc cu noi, se întâlnesc cu noi, sunt vecinii noștri, colegii noștri, uneori rudele noastre. Și uitați ce zice Biblia. Ei ne întreabă pe noi, unde e, mă, revenirea lui Iisus Hristos? Citim în Scriptură, ei ne zic nouă, unde e făgăduința venirii lui, pocăiților, că de 2000 de ani mințiți că vine și tot n-a venit și nici nu o să vină vreodată. Ori de câte ori ne întâlnim cu ei, ne înțeapă. Vorbesc la mișto cu noi, iertați-mi expresia, jargonul. Ne disprețuiesc, ne cred niște retardați, ne cred niște fanatici, ne cred niște oameni care suntem împotriva științei, niște oameni care nu știm de noi. Ne cred niște oameni lipsiți de rațiune, de judecată. Ei întotdeauna ne vor disprețui. Să nu vă lăsați inferiorizați de ei. Să nu îi batjocoriți, să nu le ziceți nimic înapoi. Dar în sufletul dumneavoastră să păstrați măreția oamenilor mântuiți. Să păstrați iminența revenirii lui Hristos și a mergerii în slavă împreună cu El într-o zi. Aceste două picioare ale mele vor călca pe străzi de aur. Nu mă interesează ce zice lumea, nu mă interesează ce zice știința. În sufletul meu știu, eu voi călca, nu altul. Eu voi călca pe aur. Eu voi intra printre diamante, eu voi fi acolo. Și dacă ar fi după cât merit eu, n-aș ajunge niciodată acolo. Dar datorită lui, eu nu mai fac parte dintre ei și eu fac parte dintre noi. Ei influențează negativ pe sfinți. Biblia spune, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stârâți de ei în rătăcirea lor, poporul Domnului. Oamenii aceștia uneori sunt aproape de noi și ei au argumente. Uneori ei sunt șefii noștri, sunt oameni mai în vârstă decât noi, sunt așezați în autoritate și ei ne aduc argumente, ne prind copiii la colț, ne-au luat copiii și îi țin la școală ziua și noaptea și au instruit filozofi și psihologi care îi prind când nu sunt copiii cu noi și nouă ne interzice să-i educăm și să-i pedepsim. Și îi țin cu ei toată ziua la școală și îi îndoapă ca pe curcă când o duci la piață să fie grea și voioasă. Îi îndoapă cu necredință, îi îndoapă cu mizerii, îi îndoapă cu păcat și cu destrăbălare. Trebuie să avem grijă ca nu cumva copiii pe care i-am crescut să fie convertiți de ei la fără de lege, la destrăbălare, la păcat. Și copiii noștri care au făcut parte dintre noi să devină ei. Aveți grijă să nu vă dați copiii lor, să devină copiii noștri ai lor. Copiii noștri trebuie să rămână ai noștri. Când lui Moise i s-a cerut familia, copiii, a spus nici vorbă, faraon, să-ți fie rușine că-mi cer familia. Nu o să las o unghie aici împreună cu tine, du-te cu piramidele tale de aici, o să merg în pustie să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Luați-vă copiii cu dumneavoastră, luați-i la rugăciune, luați-i la studiu biblic, luați-i la repetiție, luați-i să vadă lucrările lui Dumnezeu, să se îndrăgostească de ele. Mai arătați-le și altceva decât filme, mai arătați-le și altceva decât sport, mai arătați-le și altceva decât divertisment. Ascultați-mă, că nu o să mai aibă loc pe lista de rugăciune dacă nu-i educăm. Ascultați-mă! Ei neglijează judecata, lumea de atunci a pierit înnecată prin apă, însă lor nu le spune nimic pentru că ei nu cred cuvântul acesta. Cine suntem noi? Noi suntem un anumit fel de oameni, ei sunt orice fel de oameni. Noi suntem niște oameni sfințiți prin Hristos, ei sunt oameni fără de lege, ei nu respectă legea. Care sunt caracteristicile noastre? Biblia spune,
voi cunoașteți caracterul lui Dumnezeu, voi știți că pentru Domnul 1000 de ani sau Dumnezeu trăiește în afara timpului. Noi cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru e veșnic. Noi nu ne punem întrebarea cum înviază un mort. Dar ce mă interesează pe mine cum înviază un mort? Eu mă bucur că înviază. Cum poate sora Ica din tumoare să nu mai aibă tumoare? Nici nu mă interesează cum se întâmplă asta, ci puterea lui Dumnezeu pur și simplu face asta. Dacă eu am un copil mai mic, el se uită la mine și se miră cum sunt eu în stare să-l țin pe el în brațe și el nu poate să mă țină pe mine în brațe. Eu îi spun, fii liniștit și nu-ți mai bate capul cu asta. Vezi că e o realitate, ia-o ca pe o realitate și gata. Cum să-i explic eu de ce eu pot să-l țin pe el și el nu poate să mă țină pe mine? Pot eu să-i explic de ce? El zice, eu de ce nu pot să te țin pe tine în brațe și tu poți pe mine? N-am cum să explic, că nu-l duce mintea la nivelul meu, că eu sunt adult. E cum să-i explic eu unde-i tumoare? A luat-o Dumnezeu! Voi credeți promisiunile lui Dumnezeu. Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui. Poporul Domnului, să nu vă descurajați. Va veni când? Nu mă întrebați, că nu știu. Că dacă el nu mi-a spus, eu de unde să știu? El va veni. Numai să-l așteptăm. Dacă nu vine astăzi, ascultați-mă, o luăm de la capăt mâine. Dacă nu vine mâine, nu-i nicio problemă. Mai trăim o zi aici și mai întârziem o zi acolo. Dar îl așteptăm poi mâine. Și dacă nu vine, nu-i nicio problemă. Mai așteptăm aici 2 zile și vom fi cu o zi mai târziu acolo. Dar va veni, ascultați-mă, se ține de cuvânt, are caracter. Are caracter, oameni buni, el nu-i ca noi. Duminica trecută am uitat ceva, nici nu vă spun ce. S-a uitat la mine o grămadă de oameni și zice, ce se întâmplă cu omul ăsta, de nu mai face ce a promis? Am uitat! Nici nu știu să spun de ce am uitat, că omul când uită nu știe de ce uită, că nu uită că vrea, uită că nu știe. Uită că i-a scăpat, i-a trecut pe lângă minte. Dar cum e posibil să uităm? Pe asta ne caracterizează pe noi. Dar el nu doarme, el nu dormitează, el nu uită, el a promis și el se va ține de cuvânt. Ascultați-mă, fiți pregătiți că vine. Ei râd de treaba asta, râd ținându-se de burtă. Noi ne înfiorăm ca nu cumva să vină într-o zi în care nu suntem atenți. Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de noi și de ai noștri! Doamne, ai milă de poporul tău! Voi acceptați pocăința, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, care dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ei, dacă aud de pocăință, nu vor să audă. Adevărul e că în partea firească a existenței noastre nici noi nu vrem să auzim, dar noi suntem acum ai Lui, născuți din nou. Voi așteptați răpirea bisericii, dar noi după promisiunea Lui așteptăm cerul nou și un pământ nou. Voi luptați pentru puritate. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni ar trebui să fiți? Să nu vă mai permiteți glume murdare. Să nu vă mai permiteți tot felul de șmecherii păcătoase. Să nu vă mai permiteți relații indecente. Să nu vă mai permiteți vorbe urâte. Să nu vă mai permiteți omiteri sau comiteri care îl dezonorează și îl fac de rușine pe el, centralitatea noastră. Să nu! Puritate, puritate, puritate este responsabilitatea noastră. Asta ne face pe noi noi. Voi slujiți pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Suntem responsabili să grăbim împlinind numărul. Mergem în România, poate se mai pocăiesc 10 sau 1000 și poate chiar ăștia 10 sau 1000, gata numărul și vine Domnul. Am scăpat de cancer, de tumori, am scăpat de colesteroale și de... L-am pus și la plural. Noi slujim Domnului și facem eforturi pentru construirea unui caracter sfânt. Siliți-vă și fiți găsiți înaintea Lui fără prihană. Aș vrea să închei, că am trecut câteva minute peste. Mă opresc spunându-vă poporul Domnului următorul lucru. El a murit ca noi să devenim noi. Însă noi trebuie să murim pentru ca să rămânem noi. Mai spun asta o dată și ne rugăm. Pentru ca noi să devenim noi și să nu mai fim ei, El a murit. Dar acum noi trebuie să murim ca și El, pentru ca să nu redevenim ei. Dacă noi nu murim, degeaba ne-am pocăit și ne-am botezat, că o să cădem din credință și o să devenim mai răi ca înainte. Și vin duhurile alea și ne fac mai feroce împotriva lui Dumnezeu. Ești sigur în această seară că faci parte dintre noi? Asta este prin moartea Lui. Ești sigur că vrei să rămâi între noi? Asta este prin moartea noastră. Ești sigur de aceste două morți? De a Lui, amândoi suntem siguri. De a noastră,
Ești sigur de treaba asta? Mai simți ceva? Mai auzi ceva? Când vezi dulcele, îți mai vine apă în gură? Iertați-mi expresia. Ești sigur că ai murit și poți să-ți păstrezi dreptul de a rămâne între noi? Oamenii lui Dumnezeu, noi suntem în aceeași barcă. Trebuie să ne luptăm, trebuie să ne silim, trebuie să depunem toate eforturile, trebuie să nu ne lăsăm, trebuie să continuăm să postim, să ne rugăm, să citim Biblia. Vom rămâne uniți în ciuda diferențelor. Vă voi ierta și mă veți ierta și vom merge împreună înspre cer. Acum vine Domnul și trebuie să ne găsească gata, poporul Domnului. Haide să ne rugăm. Domnul să strălucească între noi și să ne asculte rugăciunea. Amin.